Am pierdut 58.000 de copii pe drum în sistemul de educație din România, doar într-un singur an educațional. Interesează pe cineva? Acum 9 ani, 203.000 de copii au intrat pentru prima dată în sistemul de învățământ românesc, prin clasa pregătitoare, care tocmai fusese introdusă. În 2021, acești copii și-au terminat ciclul gimnazial și au dat evaluarea națională. Problema este că din 203.000 de copii care au început școala pregătitoare, numai 145.000 s-au înscris la evaluarea națională. Adică 58.000 de copii s-au pierdut pe drum între școala pregătitoare și sfârșitul clasei a 8. -a. Aici nu mai vorbim de faptul că din 145.000, numai 82.000 de copii au luat evaluarea națională. Aici vorbim despre faptul că 58.000 de copii au dispărut în ultimii 9 ani și nu interesează pe nimeni l-ați văzut sau l-ați auzit pe președintele Iohannis să se intereseze public de acest subiect, care este de siguranță națională? După ce că avem o demografie negativă, adică numărul deceselor este mai mare decât numărul celor născuți vii, mai pierde pe drum și o treime din copiii pe care i-i avem. Gabi Bartic de la Brio.ro, un startup privat care încearcă să-i ajute pe copii să recupereze din materie, spune că abandonul școlar din cauza sărăciei și chiar a dorinței părinților de a-i pune pe copii la muncă de mici, migrația și, în ultimul rând, lipsa de interes a cadrelor didactice și a autorităților, aduce această dramă pentru România. Ea spune că a face școală nu mai este ceva cool, ci din potrivă. Exemplele din jurul nostru ne arată că școala vieții este mai importantă. Dacă în zona urbană numai 20% dintre copii abandonează școala, în zona rurală numai 20% din copii ajung să termine școala. România educată este un slogan bun cu care președintele Iohannis a câștigat alegerile, dar care în realitate nu ne-a adus nimic, încă. Până când vom ajunge la cifre educaționale mai bune, poate interesează pe cineva unde sunt cei 58.000 de copii.